Veste bună pentru bucureșteni. Consiliul General al Municipiului București a aprobat două proiecte de hotărâre care au ca scop creșterea calității transportului public din capitală. Unul dintre proiecte se referă la introducerea de internet wireless pentru călători în vehiculele RATB. Al doilea proiect vizează implementarea unei aplicații prin care călătorii vor putea afla timpul de așteptare și traseul pe care trebuie să-l parcurgă. Conform proiectului de hotărâre aprobat în ședința Consiliului General, există solicitări din partea cetățenilor pentru introducerea de internet wireless, mai ales pentru traseele RATB utilizate preponderent de tineri din zona instituțiilor de învățământ sau zone de agrement, dar și pe traseele mai lungi sau cele care asigură legătura cu aeroportul Henri Coandă. De asemenea, introducerea internetului gratuit în mijloacele de transport public poate duce la creșterea numărului celor care folosesc RATB-ul, renunțând la mașinile proprii, se mai arată în document.